Săptămâna care tocmai s-a încheiat a fost una plină de activități pentru colegii noștri de la Centrul 110 Comunicații și Informatică. Aceștia au desfășurat exerciții specifice în teren, de data aceasta în localitatea Valului Traian. Desfășurăm un exercițiu tehnic de specialitate, Vestitorul 19, exercițiu tehnic condus de către mine. Scopul acestui exercițiu este antrenarea forțelor și mijloacelor Centrului de Comunicații în planificarea și realizarea unui sistem de comunicații și informatică fiabil și stabil pentru realizarea suportului tehnic necesar sprijinului comenzii controlului al componentei operaționale navale, executarea de teste pentru verificarea și validarea unor soluții specifice domeniului comunicații și informatică și a modului de dislocare și conducere a activităților dintr-un raion neamenajat. Cât de greu a fost să vă organizați aici, într-un raion neamenajat, având în vedere că majoritatea activităților se desfășurați în cazarmă? Din punctul meu de vedere, cred, a fost destul de greu, dar ne-am adaptat foarte bine și consider că am răspuns cerințelor și obiectivelor acestui exercițiu. Cum s-au comportat oamenii din subordine? A fost greu, a fost ușor, au stat departe de casă și au fost, așa cum a spus, cantonați într-un loc la o oarecare distanță? Nu a fost chiar greu, pentru că activitățile au fost multiple și practic nu am avut timp să ne gândim la casă și activitățile legate de casă. Sprijinul logistic a fost foarte bun, de la campare, cazare și mâncare, deci nu au fost probleme vis-a-vis de acest subiect. Astăzi chiar ați avut un antrenament împreună cu cei de la componenta operațională navală. Cum a decurs acesta? Acest antrenament a decurs foarte bine. Aceștia au apreciat că serviciile pe care Centrul 110 Comunicații și Informatică le-a oferit au fost la un nivel excepțional. Acest gen de activități reprezintă o bună oportunitate pentru militarii forțelor navale de a se antrena în condiții cât mai apropiate de cele reale.